Când mă gândesc la telefoanele Sony, mă gândesc la un bătrân care spune că pe vremea mea lucrurile se făceau mai bine sau știu eu mai bine. Adică Sony îmi pare un producător încăpățânat în ceea ce privește telefoanele și asta poate fi bine, dar și rău. Însă să le luăm pe rând. Salut, eu sunt Florin și acesta este review-ul Startup.ro pentru Sony Xperia 10 III. O denumire puțin ciudată pentru cei care nu sunt familiarizați cu produsele Sony, însă această denumire este împrumutată de pe segmentul camerele foto ale Sony, unde avem Sony Alpha 7, Sony Alpha 7 II și așa mai departe. Am testat versiunea anterioară a acestui model anul trecut, tot cam pe vremea asta, și spuneam în acel review că Sony trebuie să fie mai atent la competiție. A făcut asta? Ce s-a schimbat la acest model și ce nu s-a schimbat? Află din acest review. Însă, înainte de toate, să vedem designul acestui telefon. Telefonul este îngust și lunguieț, cu un raport de aspect de 21:9. Ecranul are muchiile negre în partea de sus și de jos, deci fără notch sau ecran perforat. Un design care mie îmi place și este estetic, dar și util, deoarece se poate ajunge ușor cu degetul mare dintr-o parte în alta. Este plăcut de ținut în mână și este aderent, deoarece are sticlă pe spate. Da, telefonul are Gorilla Glass 6 pe față și pe spate, ceea ce nu este tocmai obișnuit în acest segment de preț. Iar muchia este din plastic, însă unul de calitate. Rezoluția este Full HD+, cu o densitate bună a pixelilor de 457 de ppi, însă cu o rată de refresh de doar 60 de Hz. Telefonul este ușor la 169 de grame și destul de subțire la 8,3 mm, iar ecranul este OLED și are o diagonală de 6 inci. Acesta este suficient de luminos pentru a fi folosit afară într-o zi însorită și ilustrează imagini și culori aprinse și contrastante, pe modul de afișare standard. Pe cel original, lucrurile pot părea ușor șterse. Ecranul este ok pentru filme și clipuri, însă pentru că are un raport 21:9, înseamnă că întinzi destul de mult imaginea dacă îl faci full screen, iar asta duce la pierderea unor informații aflate în clip în partea de sus și în partea de jos. Pe de altă parte, 21:9 e bun pentru gaming, deoarece degetele nu acoperă la fel de mult din ecran. Continuând, pentru că avem un mid-range, telefonul are mufă de căști în partea de sus. Pe un lateral avem sertarul pentru SIM, care se poate scoate cu unghia, deci fără să mai fi nevoit să folosești un ac sau altceva. Apropo, telefonul este dual SIM și poți atașa și un card microSD, totuși pentru a face asta trebuie să sacrifici un al doilea SIM. Pe celălalt lateral avem butonul pentru volum, butonul pentru pornire, care funcționează și ca senzor de amprentă, și butonul pentru asistentul Google. Jos avem mufa de încărcare USB-C, dar nu și un difuzor. Asta deoarece acesta este implementat în muchia de jos, fix sub ecran, ceea ce este bine, deoarece sunetul vine direct spre tine și difuzorul nu poate fi acoperit ușor cu degetul. Din păcate, nu avem difuzoare stereo. Cum spuneam, ecranul de 6 inci nu are notch și în marginea de sus vedem o cameră de selfie și difuzorul pentru apeluri. Deși ecranul este la fel de mare ca pe Xperia 10 II, pe Xperia 10 III raportul corp-ecran este mai mare de 80,3% față de 77,6%, ceea ce înseamnă că au fost micșurate marginile negre. Totuși, acest raport corp-ecran nu este la fel de bun ca pe telefoanele cu notch, care au un raport de 85-86%. Este o estetică învechită, însă mie îmi place deoarece avem simetrie. Pe spate avem un modul de cameră foarte mic și discret cu 3 senzori și logo-ul Sony pe mijloc. Este un telefon elegant cu aspect de business. Sigur, unii dintre voi veți spune că are un design îmbătrânit, însă la fel de sigur sunt că unii dintre voi vor prefera un telefon cu o estetică simetrică, unul compact și ușor de folosit cu o singură mână. Și acum să trecem la performanță și autonomie. Sony Xperia 10 III are un procesor Snapdragon 695G, realizat pe un proces de fabricație de 8 nanometri și vine cu 6 GB memorie RAM și un spațiu de stocare de 128 GB. Deci, față de versiunea anterioară, vorbim de un procesor mai performant, conectivitate 5G și mai multă memorie RAM. În termen de performanță, în scenarii reale de utilizare, telefonul se descurcă foarte bine și chiar nu am întâmpinat probleme în perioada de utilizare. Chiar și jocuri pretențioase precum Call of Duty Mobile, Wild Rift sau Raid Shadow Legends au funcționat bine la setări grafice ridicate. Sigur, nu vorbim de setări ultra sau peste 60 de FPS, însă este bun pentru casual gaming. Mai departe, m-am bucurat să văd că telefonul nu se încălzește nici în teste și nici în jocuri, dar nici în multitasking. Devine călduț cel mult. Iar 3D Mark indica 36-37 de grade după un stres test de 20 de minute, ceea ce este excelent. Și conectivitatea 5G a fost bună și am avut un semnal bun pe Orange și viteze de download de 160 de megabits pe secundă și 100 de megabits pe secundă pe
upload în sectorul 3 al Bucureștiului, adică la fel ca pe telefonul meu personal, Samsung Note 20 Ultra. Dacă la performanță Sony Xperia 10 III nu impresionează, o face la autonomie și bateria sa de 4500 de mAh este un upgrade semnificativ față de modelul anterior, care avea doar 3600 de mAh, însă nu neapărat ceva neobișnuit în acest segment de preț, deoarece Xiaomi Poco F3 sau Samsung A52 5G au tot baterii de 4500 de mAh. Cu Xperia 10 III poți să te aștepți la 2 zile de utilizare, deoarece are un ecran mai mic comparativ cu competiția, un procesor care nu consumă prea multă energie și o rată de refresh de 60 de Hz. Pe de altă parte, viteza de încărcare este ridicol de mică. Telefonul suportă încărcare la 30W, însă în cutie este inclus un încărcător de 10W, iar cu acesta telefonul se încarcă 21% în 30 de minute. Deci fie folosești un alt încărcător de la un alt telefon sau cumperi unul nou. Sigur, mi-aș fi dorit un procesor ceva mai performant, precum Snapdragon 750G, cum e cel de pe OnePlus Nord CE 5G, review pe canal by the way. Nu neapărat pentru acum, deoarece experiența de utilizare e la fel de bună pe Xperia 10 III ca pe Nord CE, însă pentru viitor. La nivel de software, bineînțeles, vorbim de Android 11 curat, ce rulează foarte ok. Ce îmi place la Sony este faptul că pune accent mare pe multitasking și utilizarea a două aplicații în același timp și are și o aplicație numită Multi-Window pe ecranul principal de pornire. Face asta de mult timp, însă merită menționat și acum. Telefonul fiind mai înalt, este utilă o astfel de aplicație și astfel îți este mai ușor să faci anumite lucruri. Și acum să trecem la camerele foto și experiența de utilizare a camerelor în fotografie și în filmare. Telefonul are 3 camere pe spate. Vorbim de un senzor principal de 12 megapixel f1.8, unul ultra-wide de 8 megapixel f2.2 și un telefoto 2x zoom optic tot de 8 megapixel f2.4, adică un pachet bun pentru multe situații. Ce am observat prima dată este faptul că senzorul principal wide este puțin mai strâns la 27 de mm față de clasicul de 26 de mm, iar ultra-wide-ul are un unghi de cuprindere de 120 de grade, ceva mai mare decât clasicul 119 grade. Poate părea o diferență mică, însă uite câteva exemple ca să-ți dai seama despre ce vorbesc. Camera de selfie este de 8 megapixel f2.0 și nu este una extraordinară. În primul rând, față de alte telefoane, Xperia 10 III are probleme în a expune corect atât fața cât și fundalul și de multe ori am văzut un cer ars în spate. Iar asta este valabil și pentru fotografiile realizate cu camera principală. Deci Sony mai are de lucrat la fotografia computațională. Imaginile pe timp de zi arată bine și vei vedea poze decente. Pe timp de noapte sau în luminozitate slabă, telefonul se descurcă ok, dar vei vedea destul de mult zgomot în imagine. Ce mi-a plăcut este faptul că avem un senzor telefoto cu zoom optic 2x, care este mult mai util decât unul macro, de exemplu, și ceva mai rar în această categorie de preț. Imaginile cu zoom optic arată ok și la interior și la exterior. Ce vreau să mai menționez este faptul că aplicația de cameră nu este cea mai intuitivă și este cam lentă și durează 2-3 secunde până când se realizeze o imagine. Xperia 10 III este disponibil acum în magazine la un preț de 1999 de lei. Înainte era disponibil la precomandă la același preț, însă primeai cadou o pereche de căști over-ear cu noise cancelling în valoare de 700 de lei. Acel pachet era unul foarte bun, însă acum la 1999 de lei găsești telefoane cu ecrane mai rapide, procesoare mai performante și un design modern. Înainte de concluzie, haideți să vedem care sunt punctele pro și contra pentru Sony Xperia 10 III. Puncte pro. Compact. Autonomia bateriei. Are cameră telefoto. Sticlă Gorilla Glass 6 pe față și pe spate. Puncte contra. Display de 60 de Hz. Încărcare lentă cu încărcătorul din cutie. Selfie-uri slabe. Procesarea HDR a imaginilor. Preț ridicat. E greu să recomand Sony Xperia 10 III fără nicio reținere, deoarece are niște minusuri pe care nu le vezi la alte telefoane din acest segment de preț. Sony ar fi trebuit să vină cu un ecran cu o rată de refresh mai mare, o procesare software mai bună a imaginilor și să includă un încărcător de 30W în cutie. Acestea fiind zise, mulțumesc că te-ai uitat la acest clip și dacă ți-a plăcut, lasă-ne un like și abonează-te pe canal. Pe data viitoare!